Mulți stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezii de Doctorat, stimați invitați și colegi, se propune de a demara ședința Comisiei. Cine e pentru, rog să votați. Mulțumesc. Unanim. Aș vrea să vă prezint componența Comisiei de Susținere Publică a Tezii de Doctorat, care a fost aprobată de Consiliul Științific al USM, proces verbal numărul 8 din 27 iunie 2023, în următoarea componență. Gulea Aurelian, academician, doctor abilitat în științe chimice, profesor universitar, Universitate de Stat, președinte. Bulhac Ion, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar, cercetător, Institut de Chimie, conducător de doctorat. Lozan Vasile, îl cunoaște, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar, cercetător, Institut de Chimie, referent. Cropțeanu Eduard, doctor științe chimice, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, referent. Și stimata noastră Ciochină Valentină, doctoră științe biologice, conferențiar cercetător, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Universitatea de Stat, secretar. Ședința se desfășoară în format fizic, cu transmitere online. În sală avem prezenți toți membrii comisiei, precum și pretendentul la titlul de științific, Dumitru Ureche. Pentru ședința de astăzi a comisiei este preconizat susținerea tezii doctor în științe chimice a domnului Ureche Dumitru la tema Sinteza, studiul proprietăților și arhitectura moleculară a compușilor coordinative metalelor de tip S și D cu liganzi polifuncționale. La specialitatea 14101, chimie anorganică. Conducători științifici, Ion Bulhac, doctor habilitat în științe chimice, conferențial cercetător, și doamna Paulina Bouroș, doctor în științe chimice, conferențial cercetător. La ședință particip și alți specialiști în domeniu, prieteni și colegi ai domnului Ureche Dumitru, pentru prezentarea dosarului a competitorului se oferă cuvântul secretarului științific, doctor științe biologice, doamna Valentina Ciuchin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membri ai Comisiei de Susținere, onorată asistență. Domnul Ureche Dumitru s-a născut la 1 aprilie 1994 în satul Dămășcani, raionul Orășcani, este cetățeanul Republicii Moldova. În anii 2012-2013 a făcut studii superioare de licență, specialitatea chimie, Universitatea de Stat din Craiova cu sediul la Chișinău, după care în anii 2015-2017 a făcut studii superioare de masterat, specialitatea chimie contemporană și științe ale educației la aceeași universitate. În anii 2018-2022 au urmat studiile postuniversitare prin doctorat la Universitatea de Stat de Moldova, program de doctorat 14101 chimie anorganică. În perioada studiilor a îndeplinit în întregime programul de doctorat, a susținut toate examenele conform programului cu media 9,5, a acumulat 140 de credite. Este căsătorit și are 2 copii. Asta cu perspectivă. Încurajare. Să-l facă. Înseamnă că ești drum cel de-al doilea. Corect, a spus. A doua lea copilul teza. Profesională include activitatea în anii 2015-2017 în calitate de profesor de chimie, Liceul Teoretic Agricol din Chișinău. 2016-2019
activează în calitate de profesor de chimie la Liceul Teoretic Ion Suruceanu, în Suruceni, Ialoveni. Anii 2017-2020 activează în calitate de asistent universitar, Catedra Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău. În 2020-2022 activează în calitate de profesor de chimie, Liceul Moldo-Finlandez, Chișinău. Din 2022 până în prezent, este profesor de chimie, Liceul de Limbi Moderne și Management din Chișinău. Începând cu anii 2017 și până în prezent, este cercetător științific în Laboratorul Chimie Coordinativă al Institutului de Chimie. Pe parcursul anilor 2019-2023 a participat în realizarea unui proiect aplicativ și a unui proiect din cadrul programului de stat finanțat de ANCD. În anii 2019-2023, domnul Ureche Dumitru a participat activ la 14 manifestări științifice naționale și internaționale, cu comunicări orale și poster, inclusiv în Republica Moldova, Chișinău, Timișoara, Brașov, România, Roma, Italia. În perioada studiilor de doctorat a publicat 29 lucrări științifice la tema tezei, inclusiv 5 articole în baza de date Web of Science și Scopus, un articol în reviste științifice recenzate din Registrul Național al Revistelor de Profil, 3 articole în culegeri ale manifestărilor științifice, 11 rezumate la conferințe naționale și internaționale, este coautor a 3 brevete, 5 hotărâri pozitive de acordare a brevetelor și a unei cereri de brevet de invenție. Este coautor a 10 medalii de aur, 5 medalii de argint, 2 medalii de bronz, 2 diplome de excelență la diferite saloane naționale și internaționale de identică. A fost deținătorul bursii de excelență a Guvernului Republicii Moldova. În dosarul personal al domnului Ureche Dumitru sunt toate actele necesare prevăzute de metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice și recomandările cadru de redactarea tezei de doctor și a rezumatului științific. Total la număr sunt 24 de documente, dosarul este pe masă, cine dorește poate sta cu cunoștință. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ciocchienă. Dacă sunt întrebări, câte doamna secretar. Cred că întrebarea cu copiii s-a rezolvat. Eu încerc în discuție. Vă mulțumesc și în continuare noi vrem să ascultăm, dăm cuvântul competitorului și domnului Ureche, să ne timp de 20-30 de minute să ne expună deci principalele rezultate ale cercetării care pretind la titlul de doctor științe chimice, specialitatea chimie anorganică. Vă rog. Mulțumesc mult, domnul președinte. Dragă asistență, eu astăzi vreau să vă prezint teza de doctor în științe chimice cu titlul Sinteza studiului proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinative ai metalelor tip S și D cu liganți polifuncționali. Conducător științific Bulhac Ion, doctor habilitat conferențiar cercetător, conducător științific prin Cotutelu, Bălăș Paulina, doctor conferențiar cercetător. Scopul lucrării constă în sinteza, structura și studiul compușilor coordinativi mono- și polinucleare ai metalelor S și D în baza unor liganți dioximici mono- și heterofuncționali cu atomi N-N-donori și N-O-donori, dar și a unor liganți heterofuncționali de tipul O-N-O-donori cu diferiți anioni anorganici. Obiectivele cercetării, sinteza agenților de coordinație dioximici mono- și heterofuncționali, utilizând în calitate de reactanți dioclorgloxima, amini aromatice și derivați ai acestora. Sinteza compușilor coordinativi cu diferită nuclearitate în baza metalelor tip S și D în diferite condiții de reacție. Studiul compușilor obținut cu diferite metode fizico-chimice, precum analiză elementală, spectroscopie infraroșu, RMN și difracția razelor X pe monocristal.
Studiul activității antimicrobiene comparative ale proliganților noi obținuți și ale derivaților din care au fost sintetizați, cercetarea proprietăților microbiologice ale complexelor obținuți asupra diferitor tulpini de micro- și macromiceti în calitate de stimulatori sau inhibitori ai proceselor de enzimogeneză. Pentru obținerea tuturor compușilor coordinativi au fost sintetizați 4 agenți de coordinație noi din clasa oximilor, conform schemei de reacție. De asemenea, a fost sintetizată și obținută structura moleculară a dianilin glioximei. Unele date selective din spectrul infraroșu sunt indicate în imagine. Compusul 1 și 2 sunt agenți de coordinație noi dioximici heterofuncționale obținuți în urma condensării acizilor metaminobenzoic și paraminobenzoic cu diclorglioxima. Unele benzi selective ale spectrului infraroșu pentru acești ligani sunt de asemenea indicate în imagine. Compusul 3 este un agent de coordinație dioxime monofuncțional obținut în urma condensării paraaminotoluenului cu diclorglioxima, pe când compusul 4 este un agent de coordinație tetraoximic obținut în urma condensării metafenilendiamine cu diclorglioxima. Benzile selective ale spectrului infraroșu și unele date cristalografice sunt de asemenea prezentate în imagine. În baza de anilin glioximii, sărurilor de cobalt 2, dar și a unor derivați piridinici, au fost sintetizați 6 compuși complex mononuclear ai cobaltului, oxidând cu oxigenul din aer cobaltul de la valența 2 până la 3. Toate sintezele de curs conform schemei de reacție. Compusul 5 este un complex mononuclear al cobaltului 3 în baza de anilin glioximii și piridinii, care ocupă pozițiile axiale. Ion de cobalt în caz dat fiind hexacoordinat. Compusul 6 diferă de 5 prin prezența în poziția axială a dietilnicotinamidei. Deci în particular se aseamănă cu 5, doar că diferă ligandul de pe poziția axială. Cobaltul de asemenea fiind hexacoordinat. Unele benzi selective ale spectrului infraroșu și lungimi de legătură sunt indicate în imagine. Compușii 7 și 8 sunt doi complexi mononucleari polimorfi ai cobaltului 3 cu dianilin glioxima, în care în poziția axială se află deja esterul etilic al acidului nicotinic, cobaltul de asemenea fiind hexacoordinat. În sfera externă se vede prezența ionului de clorură. Benzile selective ale spectrului infraroșu sunt de asemenea prezente în imagine. Compusul 9 și 10 sunt aceiași complexi mononucleari a cobaltului trivalent, doar că în cazul acestora pozițiile axiale sunt ocupate în cazul compusului 9 de 3-metilpiridină, iar în cazul compusului 10 de 4-metilpiridină. Este dimensionat faptul că toți acești derivați piridinici coordinează la ionul metal monodentat prin atomul de azot al inelului piridinic. Unele benzi selective ale acestor compuși din spectrul infraroșu de asemenea sunt indicate în imagine. În baza liganzilor oximici și acizilor bicarboxilici au fost sintetizat 7 complexi mono- și binucleari ai metalelor 3D conform schemei de reacție. Compusul 11 este format din 2 complexi mononucleari ai manganul 2 cu dianilin glioxima și acidul 1,3-benzen dicarboxilic, în care în complexul A poziții axiale sunt ocupate de 2 liganzi de metilformamidă și 2 molecule de metanol, iar în cazul compusului B, aceste poziții sunt ocupate de 4 liganzi de dimetilformamidă. Benzile selective ale spectrului infraroșu de asemenea sunt indicate în slide. Compusul 12 prezintă iarăși un complex binuclear al manganului 2 cu aceiași liganzi, doar că comparativ cu precedentul, la acesta toate 4 poziții axiale sunt ocupate de 4 liganzi de dimetilformamidă. Ionii de mangan și într-un caz și în altul sunt hexacoordinați. Benzile selective ale spectrului infraroșu și unele lungimi de legătură ale poliedrului coordinare sunt indicate în imagine. Urmând aceeași schemă de reacție ca și pentru compuși din mangan, a fost sintetizat un complex binuclear al zincului 2 cu aceiași liganzi. Pozițiile axiale de asemenea sunt ocupate de dimetilformamidă. Este dimensionat faptul că la dizolvarea acestui complex în dimetil sulfoxid de o puritate înaltă, complexul binuclear se transformă într-un polimer tridimensional cunoscut în literatură.
Compusul 14 este un, de asemenea un complex binuclear al zincului, doar că în acest caz pozițiile axiale sunt ocupate de 4 liganți de metil sulfoxid. Zincul, de asemenea, în ambelor cazuri, este hexacoordinat. Urmând aceleași metode, schemă de reacție ca și pentru compuși precedenți, au fost obținuți doi complexi mononucleari ai cobalt, al cuprului 2 și nichel 2, doar că în cazul compusului 15, la ionul de metal coordinează doar acidul carboxilic, pe când în cazul compusului 6, la ionul de nichel, coordinează doar ligandul dioximic, formând astfel un trisdioximat de nichel. Atât cupru cât și nichel în acest compuș sunt hexacoordinați. De asemenea, a fost sintetizat și obținut un complex mononuclear al zincului cu ligandul cunoscut ortofinilen de amin glioxima, în care ionul de zinc, în acest caz, este pentacoordinat, formând o piramidă bipiramidală pătrată, în care în vârful piramidei se află ionul de clorură. Datele selective ale spectrului infraroșu și unele lungimi de legătură sunt indicate, de asemenea, în imagine. Utilizând 2,6 peridin de carbonil de clorură și săruri ale metalelor alcalino-pământoase, dar și tiocianatul de cobalt, au fost sintetizat 7 complexi heterobimetalici ai metalelor alcalino-pământoase cu cobaltul, în care 2,6 peridin de carbonil de clorură la dizolvare în diferiți alcooli alifatici formează esteri de carboxilici, care și sunt în principiu liganzii din structură. Compusul 18 este un complex mononuclear ionic al calciului 2 cu cobaltul, în care ionul de calciu are numărul de coordinare 9, iar esterul fiind dimetilic. Compusul 19 de asemenea este un compus mononuclear ionic al calciului 2 cu cobalt 2, doar că diferă de 18 prin substituenții de la dicarboxilat. În cazul acestui complex, acești substituenți sunt radicalii etil. Compușii 20 și 21 prezintă, sunt complexi mononucleari ionici al aceluiași calciu cu cobaltul, dar iarăși care diferă de precedențe prin substituenții de la dicarboxilat. În cazul compusului 20, acest substituent este radicalul propil, iar în cazul compusului 21 este radicalul izopropil. Datele selective ale spectrelor infraroșu și unele lungimi de legătură sunt prezente în imagine. Compusul 22 este un complex mononuclear ionic al stronțului cu cobalt 2, în care, iarăși, în calitate de substituent, este radicalul metil. Numărul de coordinare al stronțului, de asemenea, este 9. Pe când compusul 23 este un complex molecular al bariului 2 cu cobaltul, în care anionul complex și cationul complex sunt legați prin 2 atomi de azot ai 2 liganzi NCS cu minus, ce joacă rolul de punte. Numărul de coordinare al bariului în acest compus este 11. Iarăși sunt prezente benze selective ale spectrelor infraroșu. Un alt complex al bariului este deja de tip ionic, în care la ionul de bariu coordinează 4 molecule de ligand, în care substituentul este radicalul etil, iar numărul de coordinare al bariului în acest complex este deja 12. De asemenea, cu prezența, cu indicarea unor benzi selective ale spectrului infraroșu, dar și a unor lungimi de legătură. La fel, în baza liganzilor oximici, dar și a unor acizi de carboxilici și derivați piridinici, au fost sintetizați 6 polimeri coordinativi de diferită nuclearitate, conform următoare scheme de reacții. Compusul 25 și 26 sunt polimeri bidimensionali ai manganului 2 în cazul compusului 25 și al zincului 2 în cazul compusului 26, unde în calitate de ligand a fost luat agentul de coordinație 1, care este un ligand dioximic heterofuncțional. Pozițiile axiale la acești polimeri sunt ocupate de un ligand de metilformamidă și o moleculă de apă. Ionii de metal sunt hexacoordinați și într-un caz și în altul. Compusul 27 prezintă același polimer bidimensional, doar că în calitate de ion central a fost luat atomul de cadmiu, iar pozițiile axiale sunt ocupate de 2 molecule de apă. Numărul de coordinare al cadmiului este 6.
Luând amestecul de dimetil, de anilin lioximă și acidul 1,4 benzen de carboxilic, a fost sintetizat un polimer unidimensional sub formă de zigzag al nichelului 2, în care pozițiile axiale sunt ocupate de doi liganți dimetil formamidă, iar numărul de coordonare al nichelului în acest polimer este 6. Compusul 29 este un polimer bidimensional al cuprului, care coordinează ligandul acidul imino-diacetic. Numărul de coordonare a fiecărui ion de cupru, de asemenea, este hexacoordinat. De asemenea, în baza ligandului tetraoximic, a esterului etil nicotinic, esterului etilic acidul nicotinic, dar și a sării de cobalt, a fost sintetizat un polimer unidimensional al cobaltului 3, oxidând acest ion de la cobalt 2 la cobalt 3 cu oxigenul din aer. Benzele selective de spectru infraroșu pentru acest polimer de cobalt sunt indicate în imagine. Pentru compușul 34 au fost studiate proprietățile antimicrobiene asupra mai multor tulpini de microorganisme indicate în tabel. Cu roșu sunt indicate concentrațiile minime la care acești doi compuși au prezentat activitate antimicrobiană și au fost obținute două brevete de invenție. Pentru compușii 18, 22 și 23 au fost testate influența acestora asupra activității lipolitice a micromicetii Rhizopus archisus. În tabel de asemenea cu roșu sunt evidențiate concentrațiile, activitatea adică sporită a acestor compuși asupra tulpinii de micromicete. În baza acestor au fost obținute 4 brevete de invenție. La aceleași testări au fost supuși și complexii 19 și 20, care iarăși au prezentat o activitate destul de bună și în baza cărora au fost obținut un brevet de invenție. Compusul 23 al barului a fost supus testărilor spre două tulpini de micromicetă și macromicetă, cum ar fi Aspergillus niger și Lentinus iedodes, care, după părerea noastră, de asemenea, au prezentat activități bune. Cu roșu sunt marcate acele activități de care a dat dovadă complexul asupra testărilor. În baza acestor rezultate au fost obținute două brevete de invenție. În concluzie, studiul literaturii de specialitate realizat în teză a demonstrat că subiectele înaintate spre cercetare la nivel internațional sunt suficient studiate sau realizate tangențial. Această situație demonstrează necesitatea realizării cercetărilor propuse în teză pentru obținerea agenților de coordinație noi și compușilor coordinative în baza lor cu proprietăți fizico-chimice, spectrale, structurale și utile noi. Au fost elaborate procedii de sinteză care au condus la obținerea 4 agenți de coordinație noi, iar în baza acestora compușuri coordinativ noi ai mangan 2, cobalt 2 și 3, nichel 2, cupru 2, cadmiu 2, calciu 2, stronțiu 2 și bariu 2. Condensarea de clorilioximii cu diferite amine sau derivația acestora a condus la obținerea 4 agenți de coordinație oximici, mono și heterofuncționali. Proliganzii de oximici clasici coordinează la atomul de metal în calitate de liganzi monofuncționali, în formă neutră, mono și bideprotonată, prin intermediul a 2 atomi de azot. În cazul în care la atomul de metal coordinează două molecule de ligand, preponderent, acestea pot fi stabilite în două forme, neutră și monodeprotonată. În rețeaua cristalină a complexurilor de cobalt 3, în care sunt incluse molecule mici, se formează cavități cu dimensiuni cuprinse în intervalul 7,2-23,5% din volumul celulei alimentare, cum ar fi compuși 9 și 10. În timp ce în rețelele cristaline ale compușilor care nu conțin molecule de cristalizare, acest volum este mai mic de 6%, cum ar fi în cazul compușilor 6, 7 și 8. La sinteza compușilor binucleari de mangan 2 și zinc 2, un rol important îi revine naturii solventului și gradul de puritate al acestuia. La utilizarea de metil sulfoxidul de 99,9%, complexul binuclear 13 se transformă într-un polimer coordinativ cunoscut, iar la utilizarea de metil sulfoxidul de 98,9% conduce la formarea complexului dimeric cu stabilirea în pozițiile axiale a poliedrului de octaedric a moleculelor de dimetil sulfoxidă, cum ar fi în cazul compusului 14. Metalele alcalino-pământoase, calciu, stronțiu, bariu, formează cobaltul 2 compuși bimetalici, în care la aceștia coordinează agenții de coordinație, iar cobaltul 2 participă în calitate de anion complex cu formula cobalt în CS de 4 ori 2 cu minus. Componența și structura compușilor bimetalici sunt funcții de natura metalului alcalino-pământos
și de substituenții din bicarboxilat. De asemenea, la aceștia diferă și numărul de coordinație în compuși bimetalici. La primii, numărul de coordinație al calciului și stronțiului este 9, cum ar fi compuși 19, 20, 21, 22. Iar în compuși barelui, numărul de coordinație este 11 și 12, compusul 23 și 24. La crearea compușilor complex cu nuclearitate sporită, inclusiv a polimerilor coordinativi, care au la bază dioximie, se pot utiliza două strategii. Prima, antrenarea liganzilor suplimentare cu rolul de punte și a doua, utilizarea dioximilor care conțin substituenți cu grupe funcționale suplimentare. Studiul proprietăților antimicrobiene ale compușilor 3 și 4 a scos în evidență o activitate esențială a acestor împotriva a 5 specii de bacterii gram-pozitive, gram-negative, fitopatogene și două topini de fungi. Compușii coordinativi bimetalici manifestă activitate biologică în calitate de biocatalizatori ai proceselor de enzimogeneză la o serie de micro și macromicete, cum ar fi Rhizopus archezus, compușii 18-23, prezintă activitate 7,3-98,6%, Aspergillus niger, cum ar fi la compușii 22-23, activitatea este de la 8,57 până la 82,0%, Fusarium gibbosum, compusul 22 prezintă o activitate între 5,5 și 89,3% și Lentinus iodides, în care compusul 23 prezintă o activitate între 18,6 și 62,5%. Recomandări. Rezultatele obținute permit recomandarea aplicării tuturor compușilor activi în calitate de remediu antimicrobian în agricultură, dar și în biotehnologia cultivării fungilor miceliali din genurile Rhizopus, Aspergillus, Lentinus și Fusarium, producători de principii bioactive valoroase, ca strategii de sporire a performanțelor biotehnologice. Compușii 3 și 4 se recomandă în calitate de mijloace de combatere a microbilor și bacteriilor gram-pozitive și gram-negative în agricultură. Rezultatele obținute în procesul de realizare a tezei pot fi utilizate în procesul de pregătire a specialiștilor de înaltă calificare la facultățile profil chimie, agronomie, microbiologie. Rezultatele obținute în cadrul tezei au fost publicate în 5 articole în reviste cu factor de impact, un articol în revistă națională, 3 articole în culegerea conferințelor naționale și internaționale, 11 rezumate la conferințele naționale și internaționale, precum și o brevete de invenție și o cerere de brevet de invenție. Iar în baza brevetelor de invenție au fost obținute 12 medalii de aur, 3 medalii de argint, 2 medalii de bronz și 2 diplome de excelență la diferite saloane internaționale de invenție. Iar în anul 2021 am fost deținătorul bursei de excelență a Guvernului Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc și domnule și v-ați încadrat în termenul chiar a secolului VII, deci de ce eu cred că trecem la următoarea rundă, întrebări și răspunsuri. Deci vă rog ce are întrebări pe marginea acestei teze de doctorat. Nu? Până vă mai gândiți voi, o să încep eu cu niște întrebări. În primul rând, vreau să, de la bun început, să menționez că teza este foarte impresionantă, deci foarte multe rezultate căpătate de către autor, deci sinteze foarte frumoase și structuri încă mai frumoase. Vreau să menționez la faptul că autorul a găsit sau a căutat niște căi de a implementa aceste rezultate, deci de la sinteză, prin brevet de invenție, care totuși este un număr impresionant cu o brevet. Acum, întrebări. Deci, voi în cercetări ați utilizat foarte mult cobalt, și alte metale 3D. Deci, la cobalt, structura electronică, în dependență de gradul de oxidare, schimbă. Deci, cobalt 3 de 6, cobalt 2 de 7, mangan 2 de 5, ca structura electronică la voi este diferită. Aceasta ne dă posibilitate, probabil, să utilizăm metode de cercetare care pot să indice numărul acesta de electroni prin măsurători magnetice. Eu am observat că în lucrare nu s-au făcut deci, aceste măsurători.
n-am reușit să... Da. Atunci răspundeți teoretic. Dacă avem, deci, D6, structura electronică D6, ce moment magnetic ar trebui să fie, dacă e D7, dacă e D5? La D6, probabil că ar fi magnetul ăsta, momentul magnetic 0. Așa, de ce? Iar la... Nu, de ce? Răspuns. De ce e 0? Avem 6 electroni, da? Da. Pe orbitale e D. Acolo sunt două nivele, T2G și MG. Deci, toți electronii cum sunt? Sunt cuplați. Cuplați. Adică, dacă sunt cuplați, omul e 0. Iar la D7, și momentul magnetic ar trebui să fie? Structura electronică D7. Am înțeles. 2? Okay. Momentul magnetic 2. Deci, iarăși trebuie ca să spunem ce fel de moment magnetic, trebuie să știm câți electroni sunt necuplați. Câți electroni necuplați sunt la cobalt 2 plus? Unu. Trei. Dacă ați designa trei electroni necuplați. Da. Deci, respectiv, momentul magnetic 2. Undeva de aproape de 5, 4 și 5. Aveți complexe care sunt diamagnetici. Zinc, spre exemplu, deci zincul de 10, structurile de 10 înseamnă că toți sunt cuplați. Deci am putea utiliza remene. Ați încercat să scoateți spectre remene la complex de zinc. La unii din ei, la doi complexe, la un polimer și la complexul binuclear, au fost înregistrate spectrele remene. Da, la ei puțin mai slab cu solubilitatea, adică noi am scos în dimetil sulfoxid. Da, și respectiv, așa? Și respectiv, adică spectrele remene, nu aș putea spune că nu sunt într-atât de clare, dar careva informații, adică am putut să extragem din ele. În primul rând, prima informație este că sunt diamagnetici. Da. Mai departe, așa, și testarul 20. Iată aveți structura care e acolo sus, da? Deci, da. Stronțul. Aveți un metal. Și acolo calciu, nu, stronțiu. Stronțiu, da? Stronțiu. Și următorul este cobalt. Da? Iată, care este hibridizarea sau care este structura acestui cobalt, din punct de vedere, deci, al hibridizării sale, deci, în acest... Aveți 4 atomi care înconjoară cobaltul, da? Da. Și formează un... anion complet. Corect. Și ce structură are el? Adică forma lui în spațiu. Tetraedric. Tetraedric. Mai ce parcă nu ești încredințat? Tetraedric. Emoții. Și hibridizarea? Tipul de hibridizare? SPD3. Nu bine. Deci, dacă ar fi organic, ar fi SP3, aici ar fi D2. Așa. Și faptul că ați utilizat foarte mult acești complexe pentru a căpăta brevete, deci probabil că ei sunt solubile, nu? Da, în alcool se dizolvă bine. Deci, în apă? Nu. Nu se dizolvă. Dacă parțial, nu poate fi, nu, dacă în alcool, cred că și în apă, dar nu așa cum... Nu, cu kilogramele, da? Nu sunt cu grame, că de altfel activitatea lor, deci față de... Da, e o solubilitate în apă destul de redusă, adică la acești complex. În alcool, evident, că se dizolvă mai bine. Bun. Pentru chestii biologice, probabil că s-a făcut soluții apoase, dar puțin în alcool, până la... Da, deci s-a... așa se... Metodica, da. E dizolvare mai întâi în celălalt... În alcool și apoi soluția apoase.
Mulțumesc. Și cred că între timp de acum sunt și alte întrebări. Și eu zic să ai la rând, ești de emoție. Da, poftim, domnul profesor. Vă mulțumim, domnul președinte. Domnul Rechiată, m-a interesat două cazuri. Iată, cazul SD, evidente, deci, sau Cupu și Hieter, aici, care sunt destul de interesant în cazul cum a decinat și la legi. Și cazul că avem ligandul bioxilic, heteron, funcțional. Nu ați încercat să faceți paralel și calcule teoretice pentru a vedea procesul? Interesant procesul este de concurență la coordonare. Nu, deci calcule teoretice nu au fost efectuate asupra acestor legandului. Poate pe viitor, că deja de fost noi lărgim această arie, poate și un face de careva calcul teoretic. Deci, domnul m-a interesat compusul 23 și 24. Deci, într-un caz, aveți că cobaltul, adică NCS, nu coordonează, deci în cazul la 24 coordonează. Te-ți explicat în ce? Nu, la 23, adică dacă e vorba de anionul... 24, deci el coordonează prin atomii de azot, dar la 23 el nu coordonează. La 24 el e anionul separat, da, dacă merge, dar la 20... Sunt diferite condiții de sinteză sau ce? Nu, este aceeași sinteză, raza atomică, adică în cazul acesta, la bariu evident că este mai mare, respectiv are și un număr de coordonare mai mare. El luăm tot e bariu. Da, dar acolo, probabil, fiindcă chiar te... aici, în calitate de substituent, este, de exemplu, radicalul metil, că este sterul dimetilic. Pe când în 24 este sterul dietilic. Și probabil că un rol să nu joace și substituenții la... Fiindcă sintezele au fost făcute identice. Adică aceleași condiții, aceleași cantități... Am înțeles. Încă mă interesează cu DMSO acolo. Deci... Da. Noastră ați făcut în condiții obișnuite cu dimetil sulfoxidă. Deci, aceasta? Poftim? La compusul 14, da. Da. Deci cum o diferență foarte mică. Se primește 99,9%, adică pur DMSO, care ar trebui de lucrat în condiții anaerobice. Deci, al doilea, că ați adăugat dimetil sulfoxidă de 98,9%, se schimbă cu totul reacția. Ați putea să-i explicați? Da, în sensul, deci compusul 13 de zinc a fost dizolvat mai întâi în dimetil sulfoxid deuterat pentru a face înregistra spectrele remine. Evident că soluția după ce au fost scoase din tubul cel de la aparat, că a fost lăsată într-un vaslă în laborator pe o perioadă îndelungată, la care s-au obținut cristale, și cristale foarte frumoase, chiar poate și mai frumoase ca compusul inițial. După care colegii de la Institutul de Fizică au stabilit structura și s-a determinat că este un polimer tridimensional care, cu păreri de rău, era cunoscut deja în literatură. Apoi am încercat să fac aceeași sinteză, doar că în loc de dimetil formamid să iau DMSO, să vedem dacă va aduce la același polimer coordinativ. Iar în final s-a obținut deci același complex binuclear, numai cu pozițiile axiale deja ocupate de dimetil sulfoxid. Dacă luați dimetil sulfoxid mai diluat, de pildă de 60%, ce o să primească? Nu știu, de am luat de cei care au fost în laborator. Nu este expus că același compus o să formează. Eu mai am o întrebare. Dumneavoastră ați folosit remene. Deci, pentru o studie. Dar în toată prezentarea dumneavoastră nu este prezentat niciodată niciun spectru sau un semnal de la un remene. Aveți patru liganzi organice. Ar fi pus bine de arătat spectrele remene sau datele lor care la ce se atribuie. Aveți complexe care de 14, 17, nu este nimic în prezentarea dumneavoastră. Pentru ce l-ați folosit atunci metoda asta remene? S-a scăpat din mine la pregătirea... În teză este? În teză este, deci, dar mai sunt și omise unele spectre de asta. Eu am făcut o veste de acum mai departe, acolo, în aceea.
Dintre, și încă un lucru, deci o obiecte tare interesantă, deci în review-ul literaturii, dumneavoastră ați scris acolo într-un loc, că, deci ați luat din literatură. Eu cred că ați confundat ceva acolo, că s-au făcut la complexul de zinc și cadmiu, s-au făcut măsurători magnetici. Deci asta este imposibil. Zincul și cadmiu sunt diamagnetici, nu este. Și încă o întrebare tare interesantă, deci ales la pagina 124, așa, ați scris acolo că compușul ceia, adică 20, este folosit în, pentru a face testări microbiologice. Deci, dar și este scris așa o fază. Dar și elaborarea strategiei de aplicare a acestor compuși în culturile sub mestie de micromuncie, de funcție acolo. Care, vă rog, spuneți, e strategia? Dar și elaborarea strategiei de aplicare acestor complex în procesele cele micromuncie. Ei prezintă activitatea, prezintată asupra creșterii acestor culturi și în continuare adică pot fi utilizați ca remedii pentru cultivarea aceasta, pentru că rezultatele care au dat dovadă complexă sunt destul de bune, că 80% mai sporit decât nu martor, 90%. Da. Lor, dar... Nu, probabil că strategie trebuie făcut cu alt cuvânt. Poate da, trebuie înlocuit cu alt cuvânt. Recomand. Eu, pur și simplu, când spuneți un cuvânt, știu puternic, așa, aplicare, o strategie, aplicare... Nu, strategie mai frumos, e clar, dar eu am zis. Da, bine. Da? Da, eu vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Așa, foarte multe întrebări. În sală. Ce de? Doamna. Aș, da, ce a stat la baza selectării metalelor și dacă ați făcut încercări cu fierul? Metalele, în principiu, au fost selectate așa ca potențiale de activitate, care se prezinte o anumită activitate, pentru că la noi a fost, hai să spunem așa, baza pusă ca compușul să fie, să aibă careva activitate și să fie implementate undeva. Și iată, noi am studiat literatură chiar ca în cobaltul, manganul, că au anumite proprietăți, anumite domenii de activitate și, respectiv, practica aceasta așa a stat la baza selecției acestor ioni metalici. Evident, nu toți au prezentat rezultatele așteptate, adică din punct de vedere microbiologic, dar... Dar cu fierul n-ați găsit nimic? N-am încercat, poate deja pe viitor. Am înțeles. Și o întrebare referitoare la proprietățile biologice, am înțeles că cei mai activi sunt compuși bimetalici cu cobalt, stronciu, bariu, da? Întrebarea dacă n-ați studiat corelația dintre natura acolo, da, și adică când e mai activ? Când e stronțiu, când e bare, când e calciu? Nu, evident, cele mai mari activități le-a prezentat calciu. Deci, dacă să facem o comparație dintre complexul calciul, stronțul și barului, deci, prima poziție ocupă, evident, calciu cel mai activ, adică cel mai înalt procent al are, după care deja urmează într-un caz la o tulpină este și bariu care predomină, dar în alt caz este și stronțul, adică în dependență deja de tulpina de micromicetă. Dar cel mai activ este calciu, cel mai bun activitate a prezentat calciu. Mai sunt întrebări și în sală, vă rog, dacă cineva are întrebări, dar domnul Zormir. Întrebare referitor la terminologie. Precizați în titlul liganzi, prezentați în prezentare, agenți de coordinare. Care e diferența? Păi, ligandul este componenta organică deja coordonată la metal, iar agentul de coordinație, adică este aceeași componentă organică, numai necoordonată, adică care este luată în calitate de materie primă. Sau... Atunci, proligand ce este? Poftim? Proligand. Păi, proligand, agent de coordinație, practic, sunt ca sinonimi. Adică în literatura română, adică sunt utilizate ambele terminologii, proligan și agent de coordinație. În cazul piridinii, care se coordonează, de exemplu, care e diferența între proligan și ligan? Pentru schimb. Din punct de vedere a componentei sale, nu.
Deci doar că este coordonată și necoordonată. Nici o discuție din teologie. Da, mulțumesc. Adică, totuși, întrebarea este foarte corectă. Trebuie să fim foarte corecți când ne exprimăm. Adică, în principiu, deci, poți să-i zici ligand, în ce mod, sau agent de coordonare. Când îi spui unul și când îi spui altul. Sau proligand. Deci, iarăși, de nou. Și, este bine ca să fie indicat corect atunci când folosiți. Câteodată mai scapă din aceste exprimări, să zicem așa. Așa, încă întrebări, vă rog. Deci întrebări nu sunt. Am înțeles că mai multe întrebări nu sunt. Și atunci, dacă întrebări nu sunt, noi trebuie să dăm cuvântul iarăși din nou doamnei secretar. Pentru ne aduce la cunoștință dumneavoastră luați loc. Mulțumesc la cunoștință de acelea vizii care au venit la partea din atât din partea deci, referenților oficiali, cât și altă. Vă rog. Onorată asistență, teza domnului Ureche a fost examinată la ședința Comisiei de Îndrumare. Deci eu am să dau numai citire deciziei Comisiei de Îndrumare, ca să nu citesc tot avizul. Decizia Comisiei de Îndrumare este de a recomanda teza, sinteza studiului proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinative ai metalelor de tip S și D cu liganzii polifuncționali pentru examinare în cadrul departamentului de profil. Toate sugestiile și obiecțiile Comisiei de Îndrumare au fost luate în considerare și sunt expuse în dosar, teză și rezumate. Apoi, teza domnului Ureche a fost examinată la ședința Centrului Chimie Fizică și Anorganică și decizia centrului este de a recomanda teza spre susținerea publică, ținând cont de observațiile expuse de către participanții la ședința Centrului de Chimie Fizică și Anorganică. De asemenea, toate propunerile, obiecțiile și recomandările centrului au fost luate în considerare și sunt expuse în dosar, teză și rezumate. La adresa Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat au parvenit 3 referate de analiză a tezei, a referențelor oficiali și 7 avize la rezumatul tezei semnate de specialiști în domeniu, din țară și străinătate, referitor la valoarea științifică și aplicativă a tezei de doctor în științe chimice a domnului Ureche Dumitru. În special, deci a parvenit referatul domnului Lozan Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova. Referatul doamnei Silvia Melnic, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, șef Catedra Chimie Generală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Testemițanu. Referatul domnului Eduard Coropceanu, doctor în științe chimice, profesor universitar, Facultatea Biologie și Chimie, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Avizul domnului Aurel Pui, doctor în chimie, profesor universitar, Facultatea de Chimie, Universitatea Alexandru Ion Cuza, Iași, România. Avizul domnului Cezar Spânu, doctor în chimie, profesor universitar, Universitatea din Craiova, România. Avizul domnului Grigori Timco, doctor în științe chimice, cercetător științific, Departamentul de Materiale, Universitatea din Manchester, Marea Britanie. Avizul domnului Anton Reinpold, doctor în științe chimice, Institut Max Planck, BAG, nu știu dacă ați citesc corect, BAG Nauhem, Germania. Avizul domnului Ion Bulimestru, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Avizul doamnei Elena Melnic, doctor în științe fizice, Institutul de Fizică Aplicată,
Universitatea de State Moldova. Avizul domnului Victor Kravtsov, doctor în științe fizico-matematice, laboratorul metode fizice de studiere a solului Malinovski. Solidului. Institutul de fizică aplicată, Universitatea de State Moldova. Toate avizele sunt pozitive și nu conțin obiecții. În avizie se conțin unele sugestii. În avizie se estimează că teza domnului Ureche Dumitru prezintă o lucrare științifică multidisciplinară finalizată. Scopul și obiectivele lucrării sunt clar determinate. Metodologia cercetării corespunde scopului, metodele utilizate permit realizarea completă a obiectivelor. Noutatea și originalitatea științifică, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării justifică importanța studiului efectuat. Obiectivele propuse au fost realizate cu succes. Concluziile sunt relevante și se bazează clar pe rezultatele obținute. Contribuția personală a autorului la obținerea rezultatelor lucrării este esențială. Cele expuse permit de a concluziona că teza corespunde exigențelor metodologiei de conferire și confirmarea titlurilor științifice, iar domnul Ureche merită titlul de doctor în științe chimice. Vă mulțumim, doamna doctor Ciochiră, deci pentru că ne-ați făcut cunoscut cu aceste avizii. Vreau să subliniez că, într-adevăr, este un număr impresionant de turnee de cale internațională, să spunem așa, și locală, deci am deci, apreciat foarte mult. Acum să vedem care este aprecierea celor care sunt de tot ce fac. Deci, referenților oficiale, eu vreau să dau cuvântul domnului doctor habilitar Vasile Lozan, poftim. Da. Cum proces, domnule? Cum citești tot avizul sau? Deci, asta îți trebuie să obligați să lucrați. Așa ți-a căzut norocul. De ești? Nu. Dice, avizul referentului la teză de doctorat în teza studiului proprietăților și arhitecturii moleculare a compuștelor coordinative elementarului tip S și D cu liganți polifuncționali realizată de Ureche Dumitru la specialitatea științifică sub 4101 chimie anorganică în cadrul școlii doctorale științe biologice, geonomice, chimice și tehnologice a Universității de State Moldova. Deci nu știu, citesc partea asta, că eu, prin prezent aceea, nu am nicio atribuție. A fost, avizul referentului a fost elaborat în conformitate cu regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat, aprobat și în ordinul 514 din 2017, al MEC, atunci era asta. Teza de doctorat este elaborată în corespundere cu cerințe de față tezele de doctorat, este expusă pe 135 de pagini de text și constă din adnotările în limbile română, rusă și engleză, lista abrevierilor, lista tabelilor, lista figurilor, introducere și 4 capitole, ce includ 11 tabele, 71 de figuri, concluzii generale, recomandări și anexe. Lista bibliografică include 297 de surse și împreună 3 anexe, declarația privind asumarea răspunderii, CV-ul autorului și lista lucrărilor științifice, ce aduce volumul total al lucrării până la 219 pagini. În care sunt clar identificate scopul, obiectivele de cercetare, metodologia, noutatea și originalitatea rezultatelor științifice obținute, semnificația teoretică și valoarea aplicativă. Rezultatele obținute în cadrul tezei au fost publicate în 29 de lucrări științifice, inclusiv 5 articole în reviste Factor de Impact, un articol în revistă națională categoria, 3 articole în culegeri ale conferințelor, 11 urmate la conferințe naționale și internaționale, 8 brevete de invenție, 3 eliberate, 5 acordate
și o cerere de brevet de invenție. Noutate și originalitatea tezei de doctor. Studiul din cadrul tezei se încadrează în domeniul chimiei anorganice și a avut ca scop sinteza, structura și studiul compuselor formativi mono- și polinucleare metalelor S și D în baza unor legați dioximici mono- și heterofuncționali cu atomii în N-donor și N-O-donor, dar și a unor legați heterofuncționali de tipul O-N-O-donor cu diferiți anioni anorganici, caracterizarea lor, precum și studiul activității biologice a acestora. Baza de date cristalografice Cambridge confirmă tipul faptul că modul de chelatare a altor dioxinului este NRM, care stabilizează forma anti-EE și este utilizat cel mai frecvent în dioximine pentru coordonarea lor. De asemenea, dioximine mai pot coordona la ionii de metal și prin atomii de oxigen ai grupărilor oximice, astfel că studiul compuselor în baza acestor agenți de coordonare reprezintă un compartiment larg al chimiei compuselor coordonativ. Interesul față de aceștia este explicat nu doar prin varietatea nemărginită a acestor compuși, dar și prin diferitele proprietăți fizico-chimice, dintre care este posibilă utilizare practică a acestor compuși în diferite domenii, în chimie analitică, analiză proceselor de extracție, în calitate de semiconductor și modele ale sistemelor biologice. Deci, pentru sporirea dimensionalității complexelor s-a recurs la două metode de sinteză, dintre care prima metodă constă în includerea unor leganți cu un donor de electroni, cât mai potriviți în acest rol au fost acizii de carboxilici, care au dat naștere mai multor complexi din și polinucleari. Cea de-a doua metodă constă în sinteza unor proleganți derivați din aminoacizi aromatici, ceea ce ar permite sinteza unor agenți de coordonare dioximici heterofuncțional, ce ar conține o endonor de electroni, oferind posibilitatea de a se utiliza complex cu nulitate sporită, fără utilizarea leganților suplimentare. Interesul sporit față de complex cu leganți dioximici mai este susținut și de posibilitatea de utilizare a acestora ca modele de preparate importante din punct de vedere fiziologic, dar și în microbiologie, medicină sau agricultură. În pofida faptului că acest clase de compuși prezintă interes sporit în chimia anorganică, studiul literaturii de specialitate realizat în teză a demonstrat că subiectele înaintate spre cercetare la nivel internațional sunt insuficient studiate sau realizate tangențial. Această situație demonstrează necesitatea realizării cercetărilor propuse în teză pentru obținerea agenților de coordonație noi și compuselor coordonativi în baza lor cu proprietăți fizico-chimice speciale, structurale, utile pentru noi. Astfel, obiectivele cercetării constau în sinteza agenților de coordonație dioximici, mono- și heterofuncționali. Văzând în această parte, în baza acestor date, consider că teza de doctorat, după caracterul investigațiilor efectuate în sinteza compuselor coordonativi a metalelor S și D în baza unor leganți dioximici mono- și heterofuncționali, aportul a dus în extinderea combinațiilor complexe, modul și abordare creativă și metodologia abordată pentru atingerea obiectivelor propuse merită să fie apreciată la criteriul 2, noutatea și originalitatea lucrării, cu calificativul foarte bine. Suportul metodologic al lucrării este materializat prin metodologie de cercetare care presupune aplicarea condițiilor optime de sinteză, în urma cărora au fost sintetizați agenți de coordinație și heterooximici noi. Studiul a demonstrat că în reacție cu ionii metalice, acești lingari pot genera complexe atât moleculare cât și ionici cu diferite dimensionalitate. Dioximele monofuncționale formează complexe diși polinucleari prin antrenarea unor leganți adiționari.
cu funcție unde dimensionalitatea complexului fiind determinată în special de natura ligandului punte. Metodologia de cercetare presupune sinteza compuștilor coordinative ai unor metale SCD prin metode cunoscute, optimizate și au fost investigate prin diferite metode moderne de cercetare, precum analiza elementală, spectroscopie infraroșie, rezonanță magnetică nucleară de hidrogen și carbon 13, iar structura cristalilor și cristalilor compuștilor a unor proligazi a fost stabilită și ajutorul difracției razelor extremonuclear, prin care a fost posibilă elucidarea structurilor moleculare a combinațiilor coordinative sintetizate, precum și aranjarea acestora în spațiu, stabilirea rolului legăturilor non-covalente. O atenție deosebită a fost acordată investigației proprietăților biologice. Pentru un șir de compuși au fost cercetați proprietățile antimicrobiene și microbiologice. Studiul proprietăților antimicrobiene comparative pentru proleganți și componentele separate ale acestora au demonstrat în cazul unor proleganți obținut prin condensare activitatea antimicrobiană sporită. Influența practică a lucrării constă în continuarea abilităților complexelor de cupru, strontiu, bariu, cu calciu, cu cobalt, ligand, se conțin ligandul urgan de a stimula creșterea mono- și micromicetilor. Rezultatele testărilor microbiologice recomandă utilizarea complexelor în calitate de agent de protecție a plantelor. După analiza abordării obiectivelor de cercetare, metodelor, tehnicilor, procedurilor utilizate pentru atingerea scopului lucrării, consider că teza corespunde criteriului 2, suportul metodologic al lucrării și cu calificativul foarte bine. Relevanța științifică a rezultatelor. Rezultatele științifice sunt relevante fiind în concordanță cu direcțiile de cercetare realizate prin pe plan internațional și național în domeniul chimiei anorganice. În baza rezultatelor cercetări efectuate de către doctorantul Ureche Dumitru, au fost determinate condițiile de formare a complexelor coordinative a unor metale de tip S și D cu ligați polifuncționali. Și au fost obținut 30 de compuși noi, dintre care 4 agenți de coordinație, oximii și 20 de complex mono și de nuclear și 6 polimeri coordinativi 1D și 2D. Și au fost caracterizat prin utilizarea metodelor fizico-chimice. Astfel, la condensarea diclorglioximii, la amine, aromații și derivațiile acestea, precum și derivațiile aminoacizilor aromații, au fost elaborate procedurile de sinteză a 4 agenți de coordinație. Proleganții dioximici clasici coordinează la atomul de metal în calitate de ligand monofuncțional, în formă neutră, mono și biprotonată, prin intermediul a 2 atomi de azot. În cazul în care la atomul de metal coordinează 2 molecule de ligand, preponderent acestea pot fi stabilizate în 2 forme neutră și monodiprotonată. În cursul cercetărilor, doctorantul Ureche Dumitru a observat că la sinteza compuștilor binucleari de mangan și zinc, un rol important îi revine naturii solventului și gradul de puritate al acestor. La utilizarea DMSO de 99-95% complexul, binuclear compusul 13 se transformă în polimer coordinativ cunoscut, iar utilizarea DMSO de 98-95% conduce la formarea compusului dimeric cu coordinarea DMSO în pozițiile care are octaedrului compusului. Doctorantul a demonstrat că metalele alcalino-pământați, precum calciu, strontiu și bariu, formează cu cobaltul compus heteronuclear, în care componența și structura compusă promată este în funcție de natura metalului alcalino-pământos. La sinteza compuștilor complex, cu nuclearitate sporită, inclusiv a polimerilor coordinativi, care au la bază dioxime, se pot utiliza două strategii. Antrenarea liganților suplimentar cu rolul de punte și 2
utilizarea dioxinilor care conțin substituenți cu alte grupe funcționale. Studiul proprietăților antimicrobiene ale compușilor 3 și 4 au scos în evidență o activitate sporită acestora împotriva a 5 specii de bacterii gram-pozitive și gram-negative. Astfel, studiile de cercetare efectuate în teză de doctorantul Ureche Dumitru contribuie la lărgirea clasei de substanțe biologice active în baza dioximilor. Analiza rezultatelor științifice obținute în cadrul tezei, după gradul de corelare a rezultatelor, cadrul teoretic al cercetării și coerența argumentelor corespunde criteriul 2, relevanța științifică a rezultatelor, perspectivul foarte bine. Redactarea tezii și conținutul tehnic. Lucrarea este redactată cu acuratețe științifică. Materialul este expus logic. Lucrarea este structurată în 4 capitole, inclusiv 3 cu rezultatele proprii ale cercetărilor, și anume metode de sinteză, analiză și cercetare, capitolul 2, compuși coordinativi cu diferite nuclearitatea metalului RS și T, coliganți polifuncționali, capitolul 3, agenții de coordinație și compuși coordinativ, ce manifestă activitate biologică, capitolul 4. Expunerea materialului este clară și constă și concisă. Nu sunt repetări, frazele sunt bine formulate, prezentarea grafică este raportată, este rațional încadrată în teză, corespunde în totalitate temei abordate și este explicată din punct de vedere științific. Ipoteza de cercetare este bine argumentată, sursele bibliografice sunt relevante și trimiterea la sursele bibliografice sunt corespunzătoare. Analiza tezii, sinteza, studiul proprietății și articulare ale compuștelor coordinative ai metalului tip S și D, coleganți polifuncționali, prin prisma criteriului, redactarea tezei și a conținutului, tehnic demonstrează că aceasta corespunde criteriului dat cu calificativul foarte bine. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. În teză sunt respectate normele deontologice și de bună conduită. Sunt citate articole examinate în lucrare și din care au fost folosite anumite metode de analiză sau ipoteze științifice. Este specificat aportul personal al copetitorului la realizarea tezii de doctor. Lucrarea nu conține elemente care ar provoca suspiciuni de fraudă sau plagiat. Consider că teza, analizată prin prisma criteriului respectarea eticii și deontologiei personale, corespunde criteriului dat cu calificativul foarte bine. Calitatea susținerii publicii, corespunderea criteriului din urmează frecventată, adică în cazul dat în susținerii publicii. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Rezultatele obținute în cadrul tezei sunt reflectate în 29 de lucrări științifice, inclusiv 5 articole în revizie Factor de Impact, un articol în revistă națională, categoria 3, articole în colegiile ale conferințelor, 11 rezumate la conferințe naționale și internaționale, 8 brevete de invenții, 3 eliberate, 5 acordate și o cerere de brevete de invenții. Prin participarea la diverse saloane de invenții în perioada anilor 2020-2023, inventele veritate au fost premiate cu 12 medalii de aur, 3 medalii de argint, 2 medalii de bronz și 2 diplome de excelență la saloanele naționale și internaționale de inventică, Info-Invent Republica Moldova, Euro-Invent România, Inventica România, Pro-Invent România și Traian Buia România. Consider teza, analizată prin prisma sistemului publicarea ediției științifice, prelucrată la conferințe științifice, corespunde calificativul foarte bine. Lucrarea însă nu este lipsită și de unele neconcordanțe, greșeli ortografice, gramaticale și companice, cum ar fi cele de la pagini 32, 33, 34, 35, 48, 72. La fel sunt câteva obiecte și sugestii în lucrare. În adnotare, în limba rusă, cred că traducerea nu este corectă. Nu 8 patente, dar ar fi mai bine scris 8 after stick sedentes. Deci,
traducerea și, deci tot în autoritera, traducerea și este I. Și I. Deci, la pagina 14, denumirea acizilor nu este corectă din punctul meu de vedere. Deci a scris acid di-N-aminobenzoil-glioximă. Cred că ar fi mai bine scris acid dicarboxilic sau metadicarboxilic-aminobenzoil-glioximă. În anexe lipsesc spectrele de minea compușilor 14 și 17, toate cânteze se discută acest spectru. În partea experimentală, compusul 28 este confundat cu compusul 29. În formula compusul 29 apare dimetil amoniu. S-ar putea de explicat de ce apare și cum a fost reacția, explicat. La sinteză, compusul 26, obținut conform metodelor 24-22-18, nu este folosită dimetil formamida, dar în formula complexului apare. De unde, vă rog, dacă puteți să-mi explicați. La fel și pentru compusul 30, explicați apariția N. Adică, în formula complexului, toate că N nu este folosit la sinteza acestui compus. În linii generale, consider că teza, sinteza, studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compuselor coordinative a metalelor tip S și D, coligant polifuncțional, prezentată pentru susținere publică la Societatea 14101 Chimie Anorganică, prin actualitate temei abordate, interpretarea științifică a datelor obținute, prin structurarea și redactarea tezei la un înalt nivel științific, prezintă o lucrare bine structurată, cu valoare științifică și aplicativă, care poate fi notificată calificativul foarte bine. Autorul Dumitru Ureche merită atribuirea gradului științific de doctor în științe chimice la Societatea 14101 Chimie Anorganică. Asta-i tot. Mulțumim, domnul doctor habilitat Vasile Muzan, pentru munca pe care ați depus-o. Atât de amănunțit ați analizat din punct de vedere, toate punctele de vedere această teză și pe mâine mă să dăm cuvântul domnului competitor ca să răspundă la cele obiecții care au fost făcute de către domnul referent. Da, mulțumesc mult, domnul profesor, pentru evaluarea anunțată teză. Ce este ținut de patent, evident că traducerea mai întâi a fost făcută cu ajutorul site-ului Google Translate, cum facem de obicei, dar și pe multe, foarte multe site-uri, adică brevetele, chiar și în Rusie, care au scris patent, număr și așa mai departe. Deci, adică m-am gândit că brevetul este patent. De asta și inclusiv și Google, adică a tradus tot brevetul de invenție, patent. De asta și-a pus. Ce este de și s-a scăpat cumva, cred că, cuvânt, prepoziția asta și n-am tradus-o în E. Referitor la acidul meta-aminobenzoic, după ce am obținut acest prolegant și am dat denumirea acestuia, am luat în calcul că însăși acidul se numește acid meta-aminobenzoic și odată ce condensat la dichlorgliuximă două molecule, deci aici am dat denumirea de acid di-meta-aminobenzoil-glioximă. Asta a fost scopul care a stat la denumirea acestui compus. Spectrele pe RMN pentru compusul 14 și 17, cum am explicat în anterior, au fost o solubilitate mai rea a compusului în dimetil sulfoxid, respectiv aceste spectre au fost mai puțin clare. Da, am luat câteva benzi ca să le discut în teză, dar așa m-am gândit, fiindcă n-ar fi rost să le pună, fiindcă nu sunt într-atât de clar și într-atât de bune aceste spectre, ca să fie utilizate sau incluse în anexă la această teză. Referitor la dimetilamoniu, după ce s-a stabilit această structură și ne-am consultat cu chimie organică Ninițescu, volumul 2, deci acolo se spune că dimetilformamida care a fost utilizată în această reacție, la hidroliză, se rupe legătura CN cu formarea acidului formic și dimetilaminei, care în acest mediu acid deci se protonează și formează această moleculă de dimetilamoniu, care și este în sinteză în calitate de cation complex, compensând sarcina anionului. Referitor la sinteză pentru unii compuși care s-au confundat, aici, da, într-adevăr, e o mică neatenție, fiindcă s-au schimbat cu locul niște sinteză și din grabă ca să facem teză, adică ne încadrăm în timp,
cât de tare ne-am străduit să facem tot să fie bine, s-a scăpat careva greșeli. Mulțumesc, da, mulțumesc, da. Deci, ce-a scos? Deci, așa explică că a fost lipsa la acelea. Mulțumesc. Vă mulțumesc la noi, la celor de astăzi. Deci, în continuare, dăm cuvântul doamnei doctor Silvia Gheorghe. Stimați domnule președinte, onorată asistență, îmi permiteți să vă prezint avizul referentului tezei de doctorat realizată de domnul Oleg Dumitru, la specialitatea științifică 141-01, chimie anorganică. Permiteți să fiu mai succint, să nu citesc integral, momentele care se repetă și deja au fost spuse de domnul doctor Lozan Smurge. Teza de doctorat prezentată spre avizare este una clasică pentru o lucrare în domeniul chimiei și în protocol corespunde cerințelor regulamentului ANACEP din Republica Moldova. În introducere sunt prezentate actualitatea și importanța temei abordate prin referire la 196 de surse bibliografice. Sunt clar identificate scopul, obiectivul de cercetare, metodologia, noutatea și originalitatea rezultatelor științifice obținute, precum și semnificația teoretică și valoarea aplicativă. Studiul din cadrul tezei se încadrează în domeniul chimiei anorganice și a avut ca scop crearea unor noi proligazi și a compușilor coordinativi mono- și polinucleari, inclusiv polimerici ai metalelor de tip S și D, poligazi, mono- și heterofuncționali, caracterizarea lor, precum și studiul activității biologice a acestora. La criteriul 1, noutate și originalitatea lucrării, eu am apreciat lucrarea cu calificatul bine. Scopul și obiectivele lucrării au fost atinse, reușindu-se obținerea a patru ligazi noi, printre care se numără o dioxină monofuncțională, dioxină heterofuncțională și o tetroxină. Ulterior, folosind ligazi sintetizați, s-au obținut 26 de compuși coordinativi noi, atât homo cât și hidronuclear, demonstrând că natura și puritatea atât a solventului cât și a reactivelor constituie factori importanți în obținerea combinațiilor complexe. Au fost determinate și caracterizate structurile cristaline ale 24 complexi, reprezent difracția razelor X în monocristal. Investigarea proprietăților compușilor obținuți a implicat utilizarea spectroscopiilor infraroșu și LMN. La final au fost efectuate cercetări care au permis determinarea proprietăților biologice, evidențiind importanța practică a unor dintre compuși studiați. La criteriul 2, suportul metodologic al lucrării, eu am apreciat lucrarea cu calificatul minim. Valoarea aplicativă a cercetării constă în sinteza noilor combinații coordinative, comuși heterometalice, dintre care merită menționat 6 polimeri coordinativi, 1D și 2D, precum și compuși heterobinuclear, noi metalelor alcalino-pământoase și cobalt-2. Studiul acestora a contribuit la importanța practică a lucrării. Rezultatele testelor microbiologice recomandă utilizarea complexelor metalelor alcalino-pământoase cu cobalt în calitate de agens de protecție a plachelor, deosebită atenție trebuie acordată de gazelor noi obținuți, care s-au dovedit a fi nu doar agenți de complexare mono- și heterofuncționali, ce au condus la obținerea unei serii de complexi noi, dar s-au dovedit și agenți antimicrobieni promițători împotriva a 5 specii de bacterii gram-pozitive, gram-negative, fitopatogene și 2 tulpini de tunci. Acest lucru a făcut posibil implementarea rezultatelor științifice prin obținerea 8 brevete de invenție. La criteriu relevanță științifică a rezultatelor, consider că teza merită calificatul foarte bine. Rezultatele tezei examinate prezintă un sfârșit logic al unor cercetări științifice, teoretice și experimentale, fiind relevante și în concordanță cu lecțiile de cercetare realizate de plan național. Materialul este redactat într-un limbaj corect, folosind termeni relevanți. Afirmațiile și propunerile formulate în urma cercetării problemei sunt susținute științific. Lucrarea conține suficiente date cu semnificația teoretică și practică, iar materialul ilustrativ furnizează informații relevante pentru evidențierea principalelor rezultate. Figurile și tabelele sunt elaborate în conformitate cu cerințele. La
criteriul redactarea tezei și conținutul tehnic, am apreciat teza cu calificatul excelent. Teza respectă în întregime principiile etice și deontologiei, începând de la etapa de definire a obiectivelor și sinteza combinațiilor complexe și până la prezentarea concluziilor proprii. Normele bibliografice sunt respectate în întocmirea bibliografiei și în citarea acestora în text. La criteriu respectarea eticii și deontologiei profesionale am fost calificatul de excelent. Lucrările științifice ale autorului, în total 29 la număr, corespund în totalitate conținutului tezei. Acestea includ 9 articole în total, dintre care 5 sunt publicate în reviste indexate, în bază de date ESI. Un alt articol este publicat într-o revistă națională de categorie A, iar celelalte 3 articole au fost incluse în culegeri de comunicări prezentate la diverse forme științifice. De asemenea, a fost obținut un brevet de invenție și s-a depus o cerere pentru un brevet de invenție. În plus, rezultatele lucrării au fost diseminate sub forma 11 rezumate ale comunicărilor însoțite de postere prezentate la conferințe internaționale sau naționale cu participare internațională. Toate aceste lucrări științifice publicate sunt integrate în conținutul tezei. La criteriul 7, publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice, teza a fost apreciată cu calificatul foarte bun. Conținutul tezei corespunde temei de cercetare abordate în cadrul programului de doctorat, iar autoreferatul tezei reflectă pe deplin conținutul acestei. Lucrarea însă nu este lipsită de unele neconcordanțe și greșeli metodice. În baza acestora au fost formulate unele obiecții și sugestii. Mai multe părți ale lucrării sunt utilizate expresii nereușite, în vizinele, compuși complexi și agenți de coordinație. Dacă vorbim de literatura română, specialitate, pe chimie coordinativă, pe chimie coordinativă, ei mai mult folosesc expresia agent de coordinare. În lucrare au fost utilizate puține metode particulare investigării potrivețelor combinațiilor complexe, cromatografie, analiza magnetochimică, termografie, analiza termografimetrică, spectroscopie ULIS, conductivitate electrică, movare. Însă observațiile critice enumerate nu afectează conținutul logic al lucrării. În conformitate cu prevederile ordinului NEC 514 din 5 decembrie 2017, cu privire la aprobarea regulamentului de atribuire a calificațiilor celor de doctorat, calificatul general au fost elaborate de domnul Mulecuri, sinteză și studiul proprietăților și arhitecturii moleculare, ale compușilor coordinatite ai metalelor S și D, poligans, polifuncțional, program de doctorat 141.01, chimia organică, este foarte bine. Consider că autorul tezei, domnul Dumitru Corechi, merită conferirea titlului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 141.01, chimia organică. Vă mulțumesc mult, doamna doctor conferențiar Mielnic. Deci, cu fiecare rând, domnul Corechi, să exprime de observațiile făcute de către referentul oficial. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, doamna doctoră Silvia Mielnic, pentru evaluarea tezei. Referitor la prima sugestie ce țin de terminologie, iarăși din ceea ce am găsit prin literatură, adică chiar și unii colegi din Românica desuri utilizau această expresie și practic asta adică a fost și ca nu ca scop, dar cum ca cauză că am utilizat-o și noi și am aplicat-o în această teză, că compuș complex sau în termenul de agent de coordinație. Adică e o expresie destul de des așa întâlnită prin articol, ce puțin eu am întâlnit-o și de asta așa a fost utilizată. Ce aici ține de metodele de cercetare, evident că timpul ne presa, adică cu teza, fiindcă trebuia să ieșim la timp și trebuia să obținem și compuși, adică cât de cât să avem, adică un număr
mai impunător, hai să zicem așa. De aceea nu am reușit în timp respectiv ca să studiem compuși dați cu mai multe metode, dar deja rămâne ca un obiectiv pe viitor, fiindcă cercetările aici nu se finisează și o să continuă. Mulțumesc, să găsesc să putem. Mulțumesc. L-ați loc cuvântul să fie, deci domnului profesor Corupțeanu pentru a da citire avizul, poate îl dați mai perele presupra. Mulțumesc, domnul președinte. Asta am făcut să-mi cer adevărirea dumneavoastră de a da citire doar calificativuri în baza criteriilor de evaluare, unor sugestii și a concluzii generale. Deci, avizul referent la teza de doctorat, sinteza studiului proprietăților și articolul de declarare cu jucurile de calitate de tip S și de publicanță polifuncțională de raportul de tubitul urechi, clasificitatea științifică cu 41.01 chimia organică, în cadrul școlii doctorale științe biologice, numite chimici, tehnologice, au universității statului de doctorat. Teza de doctor, sinteza studiului, nu dau citire deodată, dar elaborată de domnul urechi, se încadrează pe domeniul actual, și are ca obiectiv principal dezvoltarea arsenalului de substanțe proprietății în baza sintezii unor agente coordinare organice și a concursului coordinativ ai lor cu metale tip S și de antic. La criteriul noutate și originalitatea tezii de doctor. În baza sintezii orientate au fost utilizați 4 agente coordinare noi și 26 concursuri coordinative, între care 20 mono și din nuclear și 6 polimeri coordinativi. Diversitatea complexului cauzată de natura iunului central, a grupurilor funcționale ale gazelor, prezența moleculei gazului suplimentare, nuclearitate, compușuri, etc. Unii agenți coordinare și compuși complex manifestă proprietăți antibacteriene sau sunt biostimulatori în procesul de cultivare a microcitilor cu importanță biotehnologică. În serie de rezultate privind influența compușilor pe viață, diferitor organisme au fost brevetate și apreciate la diverse salvane internaționale din genetică. În baza analizei realizate, consider că teza, după rezultatele investigatorilor efectuate în elaborare și implementarea strategiilor de sinteză a compuștului coordinativ, analiză complexă a noilor produși, corespunde unui studiu original și merită să fie apreciat calificativul excelent la termenul notare și originalitatea tezei de doctor. La sportul metodologic, iarăși nu o să dau citire întregului text, dar o să mă refer numai la calificativ. Deci, la sport metodologic al lucrării, calificativul excelent. Relevanța științifică a rezultatelor, la fel am acordat calificativul excelent, redactarea tezei, cu toate că vreau să remarc, teza este destul de bine scrisă. Chiar am încercat să identific, probabil că Dumitru a lucrat și cu, poate ați auzit că a dat și un filolog să verifice textul, în linii generale, cu toate, conține unele mici erori, dar este bun. Cu toate acestea am apreciat foarte bine calificativul. La respectare eticii de ontologie profesionale, deoarece nu au fost identificate careva suficiuni de, eu știu, plagiat sau preluarea unor rezultate, excelent. La publicarea în ediții științifice, datorită faptul că sunt 29 lucrări în care 5 articole în revistă Factor de Impact și unul în revistă națională, 3 articole în colegii ale conferinților, 11 rezumate, preghete și mentale, deci am oferit excelent calificativ. Și la criteriul prezentarea publică, deoarece nu puteam să anticipez, dar îl spun acum, deci cred că reieșim din situația care este acum, din unele, eu știu, poate chiar și erori în expresii, deci foarte bine. Deci în textul tezei sunt linii totuși unele mici neconcordanțe, mici greșeli ortografice, gramaticale și mecanice și vin cu unele sugestii care ar fi utile pentru lucrare. Prima sugestie care deja a luciferat-o și doamna Silvia Mielnic, înlocuirea sintagmei agent de coordinație cu agent de coordinare. 2. Apare o mică confuzie referitor la numărul de compuși coordinativi sintetizați. În adnotare sunt indicați 26 ca număr. În concluzie 3 la capitolul 2, 25, pagina 66.
3, concluzie 5 din capitolul 3, pagina 119, care apare și la concluzii generale, sub formă de concluzia numărul 5, pagina 136, mi se pare că nu e suficient explicat. Este vorba de limite sulfoxida cu diferite concentrații, cum influențează asupra compoziției și structurii copușor. 4. Se întâlnesc cu unii titluri care ar fi mai bine, mai corecte sub o altă formulare, de exemplu, tabelul 4.1, activitățile antimicrobiene și antifungice, consider că ar fi corect activitatea antimicrobiană și antifungică, pagina 122. La concluzia 3, la pagina 136, probabil sintagma ligans monofuncționali, fiindcă este vorba de dioxime. Dacă e vorba de două grupe oximice, nu mai putem spune monofuncționali, era mai corect să fie reformulată ligans homofuncționali. Aceste succesii nu diminuează însă valoarea științifică și aplicativă a lucrării, nu afectează conținutul ideologic și, desigur, că calificativul general al tezei, elaborat de domnul Ureche Dumitru, este excelent. Autorul tezei, domnul Dumitru Ureche, merită operirea titlului științific doctor în științe chimice la specialitatea 101-01 chimie organică. Obiecții care au Mulțumesc, domnul profesor, pentru examinarea tezei. Referitor la agenda coordinației, cred că deja am dat explicația anterior și nu e cazul să mă mai rețin. Ce își ține de numărul de compuși, se vede cumva iarăși s-a scăpat, pentru că noi am avut unii compuși care au fost chiar în ultim moment sintetizați și s-au impus și probabil că s-a scăpat de această parte, teză cu modificarea numărului, că nu 26-25. Ce își țin de concluzia referitor la dimetil sulfoxid, ne-am străduit ca să fie, nu știu, cât mai compactă, ca să nu lărgem să fie foarte lungă. După părerea noastră a fost că a ieșit bine, dar evident că alte păreri se schimbe puțin această concluzie. Ce își țin de asta, ligand monofuncțional, în acest caz m-am referit personal la faptul că coordinează că doar prin atomii de azot la metal, de asta și l-am numit ca ligand monofuncțional. Dar nu este exclus, poate că ar fi și mai corect cu termenul este homofuncțional. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Așa, deci noi acum trecem la următoare. Componenții oficiali s-au expus, vedem ce părere are și conducătorul științific despre calitățile personale. Da, eu mai mult jos, mă opresc la calitățile domnului Dăriu. Poeti, vreau să spun că el a venit posibil un bine pregătit de bănci de instrucții de învățământ superior. A studiat la Universitatea numită de atunci de Ferastru, Sergiu Cunicina. Este un cercetător destul de ambițios. A muncit foarte mult. Am avut și cazuri care au cerut mai multe discuții, mai multe studii, dar le-a scos la capăt. Eu am fost satisfăcut de activitatea domnului Urichi în parcursul perioadei de pregătire în școala doctorală și personal sunt satisfăcut de rezultatele obținute de dumnealui. Mie îmi rămâne mai să-i doresc succes pe viitor. Dumnealui, vedeți că și aici au apărut unii probleme care nu-i clar, să le clarifice mai departe și frumos succes pe viitor, îi doresc. Mulțumesc! Și dacă are ceva de adăugat și doamna Bună. Nu știu, poate m-am cunoscut o leacă mai mult pe Dumitru, deoarece, într-adevăr, a fost la mine la cursuri, ca student m-am întâlnit. Eu, cred că îi zic undeva, mă mulțumesc mult profesoarei de chimie care i-a însuflat dragostea asta și l-a dus la noi la facultate.
așa cum sper că domnul Cropceanu, care a fost conducător la licență și master, i-a însuflat tot, ia mai departe dragostea asta față de sinteză, față de structurile mele. Și zic mulțumesc domnului Polcal că el m-a antrenat aici să fiu și eu cu cortutelă. Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu Dumitru, deoarece el, tatăl meu, este foarte muncitor, foarte ordonat în munca lui. Chiar și acele cristale care le aducea pentru studiul curației, toate erau într-o perfectă ordonanță, cu listă, cu tot. Și vreau să spun că aici a spus doamna Sim, iar mi-a zis că a făcut așa o obiecție, da? La alegerea obiectelor care noi le-am inclus în sinteză, cred că o mare aport a fost faptul că s-au primit nouă cristale. Deoarece multe serii au fost cu mult mai multe cristale, nu numai atâtea câte au fost prezentate aici, au fost cu mult mai multe cristale, dar des sinteza mergea, poate luam în compuș, nu erau antrenați ambii eleganți, numai unul, era în bază de date. Adică a fost o muncă enormă depusă și rezultatele care sunt prezentate azi, mă gândesc că au fost apreciate destul de frumos, vă spun mulțumesc. Și mi-a plăcut fraza lui Dumitru, care a spus că nu ne leapădă și va prelungi în continuare după obținerea titlului, că poate acele lacune care le are astăzi, deoarece în 4 ani, într-adevăr, încă mai, noi toți înțelegem că mai sunt încă unele lacune, mai avem metode de învățat, încă unele metode de cercetare și așa mai departe, dar sper că el o să le recupereze și comisia astăzi să sugereze pentru obținerea titlului de doctor în știință. Eu vă mulțumesc, doamnă Boloș, deci, pentru cuvintele calde, dar adresate la toți. Și acum, dacă îmi permiteți să-mi expun și eu câteva cuvinte asupra tezei. Eu să văd că astăzi noi am ascultat o teză foarte bună. Într-adevăr, deci, un cercetător care s-a format aici la Institutul de Chimie, deci felicitări și Institutul de Chimie pentru că a format condiții pentru ca să facă această teză și conducătorul respectiv, deci domnul Buhar și domnul Bogos. Eu personal, deci am rămas satisfăcut de expunere astăzi a materialului față de data trecută, când am fost deci, în componența seminarului științific. Deci, s-a căpătat rezultate foarte interesante și foarte deci așa, deci impresionat după volumul de lucru care a fost efectuat și totodată e clar că el n-a dovedit să le treacă toate încă prin mașinăria deci respectivă, dar asta îi va da posibilitatea pe omul să mai gândească încă, deci să continuă deci, aceste cercetări, păcat că să te oprește aici, eu cred că în spate de mărși mai departe. Mie mi-a plăcut totul și parcă, poate că unele scăpări teoretice pe care le ai în formare, eu cred că trebuie să mai studiez, poate că sunt și niște cursuri de speciale pe care le avem la universitate de stat, legate de cercetări magnetice sau... pentru că combinațiile complexe întotdeauna le dă o bătaie de cap cu proprietățile lor, studiul lor, nu numai studiul deci, respectiv, dar este interesant să cunoaștem ce se întâmplă. Atunci când noi avem substanțe care potențial sunt biologic active, mai mult ne interesa ce să află în soluție decât în corp solid. Și atunci aici am trebuit să utilizăm niște metode care ne dă posibilitate să știm dacă la dizolvarea acestui compus complex, el se păstrează în soluție și are aceeași componență ca în corp solid care l-a demonstrat doamna Boloș sau nu. Fiindcă care este partea activă, nu cunoaștem dacă nu știm care este deci, starea în soluție acestui. Și aici vin în ajutor alte metode. Sunt metode care conductibilitatea, spre exemplu, a compusului, știm el disociază sau nu, se păstrează deci, componența sau nu, proprietățile magnetice, proprietățile fizico-chimice și altele pe care încă trebuie probabil că vei atras atenție la ele, dar în mod general, deci eu aș califica această teză
după numărul de publicații și după, deci, numărul de brevete, s-a tot că este pierd excelent. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Deci noi am ajuns la un capitol în care trebuie să ne retragem, da? Dacă nu mai dorește cineva. Dacă nu mai dorește cineva să ia cuvântul. Poate cineva, doamna... Mulțumesc, domnule președinte, onorată asistență. Deci mă gândeam să nu vorbesc, dar totuși situația mai impus. Oricum, aș vrea să spun că astăzi am ascultat o lucrare, dacă să-l citesc pe domnul academician Gulea, o lucrare frumoasă, cu o chimie frumoasă, deci cu un volum impresionant de lucru. Deci toți compuși și sintetizați de către Dumitru, deci prezintă atât interes fundamental cât și practic. Deci ceea ce a fost foarte bine fundamentat prin obținerea celor 8 brevete de invenție. Deci aș vrea să spun că Dumitru este unul dintre cei mai... este foarte harnic și unul dintre cei mai productivi, deci, doctoranzi a institutului nostru și deci lucrarea care a realizat-o dumnealui este impresionantă, am și citit-o chiar, într-adevăr este scris foarte bine și merită să fie apreciată la justa valoare. Această teză demonstrează că Dumitru este un cercetător bine format care poate pune problema, efectua deci, experimentul și sintetiza aceste rezultate și a le reprezenta, a le scrie în articole, după cum am văzut, articole cu articole cotate ISI, care sunt publicate în reviste internaționale. De aceea, eu tot sunt de părerea că, după volum, după importanța rezultatelor, această lucrare merită a fi deci, apreciată cu calificativul teză de excelență. Așa, după părerea mea, asta este părerea mea. Și aș vrea să felicit atât deci, doctorandul, cât și conducătorul științific cu această și da, conducătorii științifici, domnul doctor habilitat Ion Buhac și doamna doctor Polina Bouroș cu aceste rezultate frumoase obținute astăzi. Și noi am fost martorii acestor rezultate obținute împreună, că totuși deci aceasta este o lucrare comună a doctorandului, a cercetătorului științific și a conducătorilor împreună cu conducătorii științifici. Mulțumesc foarte mult, doamna director, pentru susținere. Deci, dacă mai este cineva care ar dori să ia cuvânt. Da, foarte mult. Я бы тоже хотела присоединиться к Украине Николаевне и поздравить научных руководителей Дмитру с такой очень хорошей работой. И, ну, во-первых, сказать, что это очень приятно, что эта работа продолжает плодотворное сотрудничество между нашими институтами, институтом химии и институтом прикладной физики, заложенное патриархами нашей науки координационной химии, академиком Апловым и академиком Малиновским, да, и Юрием Александровичем Симоновым, да, и мы как бы все их ученики, и что вот у нас уже новое поколение, уже студенты, мы ваши студенты, а у нас уже есть студенты, которые тоже достигли очень хороших результатов. И
Это очень приятно. И еще хочу сказать, что мы видим только верхнюю часть айсберга, которую Дмитрий так нам сжато очень изложил. А основная часть – это скрытая огромная работа, которая была проведена соискателем и его научными руководителями, чтобы предоставить нам вот такой хороший материал. Приятно то, что работа очень сфокусирована, и как бы в ней есть, как говорится, красная линия, проходящая через все произведение, что выбраны какие-то очень интересные леганды. Очень жаль, что соискатель нам не рассказал, почему именно такую конденсацию им, значит, захотелось осуществить. Некоторые интересные нюансы. Если можно, еще для публики тоже несколько слов. Все смотрят онлайн, и было бы неплохо поворачиваться немножко. Один раз плодоем. Я собьюсь. Самое главное, собраться. Очень приятно, что вот чувствуется, что Дмитрий сделал, как я понимаю, все рисунки сам, да? То есть уже владеет и кристаллографическим аппаратом. И очень интересные биологические, видимо, испытания проведены. То есть, несомненно, работа очень важная, очень интересная. И еще одно достоинство, что она выполнена у нас здесь, в Молдове. Часто мы обращаемся к нашим коллегам при применении каких-то способов, да, методов исследований. А здесь всеми силами, которые нам доступны, то есть приложены огромные усилия, чтобы нам представить такой интересный материал. Ну и вот эти результаты, благодаря тому, что мы все депонируем кристаллографические базы структурных данных, они доступны всему миру. Так что желаю вам, чтобы вскоре вас цитировали, и чтобы ваши результаты получали достойное приложение. Я поздравляю, и, безусловно, очень хорошая работа, и желаю всяческих успехов вам и вашим руководителям. Спасибо большое. Да, Роман Судевск, я уже к моей тысячи вам. Eu văd succent fiind membru al Comisiei pentru Marea Doctorandului. Cumva, da, sunt și eu obligată ca să vorbesc câteva cuvinte. Vreau să spun că lucrarea prezentată astăzi de către Dumitru este o continuitate a domeniului de cercetare din Laboratorul Chimie Coordinativă, din care fac parte și eu, și noi ne mândrim că Dumitru, prin perseverența și stăruința, curajul, insistența pe care o are, a reușit să obțină atâtea rezultate frumoase, atâția compuși și minunați, cu structură interesantă, proprietăți interesante și mă impresionează foarte mult numărul publicațiilor pe care a reușit Dumitru împreună cu conducătorii științifici să le publice, să le obțină, numărul brevetelor de invenții și pe această cale îl felicit conducătorii științifici, felicit laboratorul și întreg institutul, mulțumesc comisiei care a evaluat lucrarea și sper să votați pentru a-i fi conferit titlul de doctor în științe chimice, pe care îl merit după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc, și dacă nu mai sunt doritori, așa, am înțeles că nu mai sunt, deci atunci noi noi ne retragem aici. În urma evaluării tezei de doctor în științe chimice, cu titlul Sinteza studiul proprietăților și arhitecturii moleculare ale compușilor coordinative metalelor de tip S și D, cu ligaz polifuncțional, realizată de studentul doctorand Ureche Dumitru la Specialitatea 141-01, Chimie Inorganică, și susținută public
pe data de 27.10, membrii comisiei de doctorat au atribuit calificative pentru fiecare criteriu stabilit, iar ca urmare a calculului mediu pentru fiecare criteriu s-a obținut media și calificativul general după cum urmează. 1. Noutatea și originalitatea lucrării. Excelent. 2. Suportul metodologic al lucrării. Foarte bine. 3. Relevanța științifică a rezultatelor. Excelent. 4. Redactarea tezei și conținutului tehnic. Excelent. 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Excelent. 6. Calitatea susținerii publice. Foarte bine. 7. Publicarea în ediții științifice. Prezentarea la conferințe științifice. Excelent. Calificativul general. Excelent. Deci, felicitări, eu cred că este un rezultat așteptat. Mulțumesc. Pentru dumneavoastră și pentru noi, felicitări și pentru noi, pentru membrii comisiei, pentru conducători de doctorat, felicitări pentru instituția, Institutul de Chimie și vă urăm în continuare, deci, multă sănătate și așa mai departe și procesul verbal numărul 2. Din data de 27.10.23 al ședinței Comisiei de Doctorat, privind conferirea titlului de doctor și atribuirea calificativului tezei de doctor. La ședință au fost prezenți 5 membri, președinte Gulea Aurelian, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar academician, conducător de doctorat, Vulhac Ion și Bouroș Paulina, referenți oficiali, Lozan Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător, Melnic Silvia, doctor în științe chimice, conferențiar universitar, Coropțianu Eduard, doctor în științe chimice, profesor universitar, a evaluat teza de doctor în științe chimice cu titlul Sinteza studiului proprietăților și arhitecturii moleculare a compuzilor coordinative metalelor de tip S și D, cu liganzi polifuncționali, elaborată de studentul doctorant Urechi Dumitru și s-a constatat 1. Susținerea publică a fost organizată conform prevederilor reglementare și a întrunit toate elementele stipulate în regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezelor de doctorat. 2. Membrii Comisiei Doctorat au evaluat teza de doctor științe chimice, sinteza studiul proprietăților arhitecturii moleculare ale compuselor coordinative metale de tip S și D cu ligazi polifuncționali și s-a atribuit calificativul excelent. Membrii Comisiei Doctorat au votat conferirea titlului doctor științe chimice autorului tezei doctorat în științe chimice Ureche Dumitru, după cum urmează 5 pro contra 0. În temeiul acestora, Comisia de Doctorat a decis 1. A atribui calificativul excelent tezei doctor în științe chimice elaborată de studentul doctorant Ureche Dumitru. 2. A conferi titlul de doctor în științe chimice domnul Ureche Dumitru la specialitate chimie anorganică. Președintele Comisiei de Doctorat, domnul Gulea și secretar, doamna Ciuchin. Vă mulțumesc mult. Deci, eu cred că este ocazia... Da, și a rămas un lucru foarte important, deci ca să voteze membrii Comisiei. Cine pentru această hotărâre, deci vă rog să votați. Nu, dar pro sunt contra. Aici au fost de acum scris că sunt 5 pro și nimeni nu este contra. Nu trebuie, nu știu ce mai trebuie să mă citesc. Dați-i cuvântul. Da? Nu, dați-i cuvântul. Și el are cuvântul ca, da. Da, asta e diferit. Ultimul cuvânt, deci se referă domnului student doctorant, poftim. Mulțumesc.
Mulțumesc, domnul președinte. Vă aduc cel mai sincer mulțumiri conducătorului de doctorat, domnul Ion Bocanu, conferențiar cercetător, și doamna Polina Băuror, doctor, conferențiar cercetător, pentru sprijinul, încrederea și sfaturile acordate pe parcursul realizării tezei de doctor. Sunt profund recunoscător domnului doctor în științe chimice Andrei Vieja pentru inițierea și avizarea în domeniul chimiei cu cursul coordinativ, oferindu-mi un aport semnificativ în determinarea de mai apoi a direcției de cercetare. Țin să mulțumesc colectivului laboratorului metode fizice și de studiere a solidului Malinovski pentru aportul oferit în cercetarea structurii compușorului sintetizați, în special doamnei dr. Orlina Bouro și domnului dr. Victor Crafsov. De asemenea, țin să mulțumesc colaboratorilor laboratorului enzimologie a Institutului de Microbiologie și Biotehnologii în frunte cu doamna dr. Alexandra Desiatnic-Ciloci pentru studiul proprietăților microbiologice și ale unor compuși sintetizați. De asemenea, mulțumim domnului dr. Lucian Lupașcu pentru studiul proprietăților antimicrobiene ale unor compuși sintetizați. Sincere mulțumiri aduc întregul colectiv al laboratorului chimie coordinativă în care activez pentru ghidarea și ținerea acordării în pregătirea tezei și domnului Alexandru Ciocărlan pentru sugestiile utile și ajutorul oferit în studiul compușor organici și în descifrarea spectrelor remine. Vreau să dedic această teză profesoarei mele de chimie, doamna Eleonora Melkovski, datorită cărei am îndrăgit și studiat această disciplină cu interes, având înurmarea necesară pentru a atinge mereu spre ascensiune. De asemenea, mulțumesc nespus de mult familiei mele pentru sprijină și răbdare oferită în timpul realizării tezei de doctor. Nu în urmă rând, vreau să mulțumesc mult comisiei pentru evaluare și pentru timpul acordat în urma susținerii prezentării tezei și, evident, sincer, mulțumiri administrației Institutului de Chimie pentru spațiu, pentru ajutor, sfat și toate materialele necesare în elaborarea tezei de doctor în științe chimice. Vă mulțumesc mult la toți! Stimați colegi, a luat sfârșit această procedură, deci de papirea titlului doctor în științe chimice, și declar ședința închisă.